Bună seara, urmăriți Digi24 Special. Eu sunt Sanda Nicola și începând de astăzi vă propun o serie de emisiuni în cadrul cărora vom reflecta împreună asupra mentalităților noastre. În acest spațiu, politicienii nu vor fi niciodată personajele principale. Aici vorbim despre noi și despre ai noștri și încercăm să înțelegem care sunt metehnele ce ne împiedică să fim ceea ce ne-am dorit să fim. Astăzi punem în discuție motivele pentru care am devenit noi românii din ce în ce mai interiorizați, mai suspicioși unii cu ceilalți, anxioși chiar. Când ajungem la deplină maturitate și contabilizăm reușitele și neîmplinirile, e tentant să dăm vina pe părinți pentru ceea ce n-a ieșit așa cum am fi vrut. 91% dintre români spun că au încredere în familia lor, însă în cadrul familiei, părinții noștri sunt pe ultimul loc. Partenerul e cel mai de nădejde. Urmat de copii, în care punem toate speranțele noastre și de la care adesea avem așteptări exagerat de mari. După care vin frații. E, sigur că avem mai multă încredere în ei decât în părinți. Doar am fost complici atâta timp în disputele cu mama și cu tata. Închiși în cercul nostru intim, deschidem din când în când ușa pentru un personaj din afară. Unul cheie. E medicul de familie care urcă vertiginos de la o vreme pe scala încrederii. 67% dintre cei intervievați de sociologii de la IRES spun că au mare și foarte mare încredere în medicul lor curant. Procentul e chiar mai ridicat de atât în rândul vârstnicilor și locuitorilor din Transilvania și Banat. În toiul scandalurilor imense din sistemul sanitar, percepția majoritară este că medicii de familie sunt o categorie aparte. Sunăm la ei la orice oră din zi și din noapte, știu toate necazurile pe care le-am avut, avem o relație personală și uneori foarte strânsă cu ei. Cum am putea să-i asociem cu nenorocirile pe care le aflăm de la televizor? Deci în cele din urmă am găsit cardul de sănătate. Doamne, vedeți ajută. Dacă și funcționează astăzi. Știi că nu s-a mai blocat chiar așa sistemul în ultima vreme, au fost atunci la început. Ce v-a determinat să alegeți specialitatea asta? Știi că e cea mai grea specialitate medicală. Nu știi niciodată ce ți intră pe ușă. Primul contact absolut șocant pentru mine la vârsta respectivă și la vremea respectivă cu medicina de familie din acest punct de vedere a fost în timpul rezidențiatului, când în timpul unui consult în cabinetul în care îmi făceam rezidențiatul a intrat un bătrânel foarte drăguț cu o grămadă de boli cronice care nu mai venise de vreo lună și știți că luna trecută am căzut pe gheață și de atunci mă doare umărul. Și ok, hai să vedem despre ce e vorba, unde doare. Și când am pus mâna pe brațul lui, humerusul era de fapt fracturat și mi s-a dus așa jumate colo, jumate încolo. După ce primul șoc așa, mi-am dat seama că de fapt poți să diagnostichezi orice în cabinetul de familie. Iar colegii noștri care lucrează în mediul rural asistă inclusiv nașteri. Pacientul are libertatea de a vă suna, de a vă căuta oricând, îl încurajați să facă asta? Eu de există... principiu îmi dau numărul de telefon cu rugămintea personală către pacient să mă deranjeze dacă chiar e o urgență. Dacă și nu vă deranjează pe SMS, la programări. De obicei, mămicile cu bebeluși, pentru că într-adevăr acolo sunt și chiar sunt urgențe. E un organism mic care se dezechilibrează rapid și nu poți să-l lași și 3 zile bolnav acasă. Copilul ăla se poate întâmpla orice cu el în câteva ore. Și bătrânii. Știți că în același studiu pe care îl dezbatem săptămâna asta, ni se arată că a doua cea mai mare temere a românilor este frica de boală. De moarte, nu? De boală. De moarte, nu. Chiar suntem un popor ipohondru. Vorbeam cu o pacientă mai devreme, ziceam că am învățat să mâncăm ca americanii, dar n-am învățat să ne îngrijim sănătatea ca americanii. Aveți 1800 de pacienți. E foarte mult. Cunosc colegi care au mai mulți. Cum au ajuns la dumneavoastră? Unul câte unul. Cel mai greu e să faci 1000 de pacienți. Este cel mai greu. După care pacienții se aduc unul pe celălalt. Cine simte nevoia să ceară și auzi într-o discuție că cere cineva o recomandare de medic, te arunci și tu și faci o recomandare. De obicei mie așa îmi vin pacienții și într-adevăr este, mi se pare, o metodă sănătoasă de creștere pentru un medic. Orice fel de medic, nu neapărat de familie.
E o creștere sănătoasă, este o creștere bazată pe încredere. Pacientul care vine cu recomandare este un pacient care are un nivel de încredere ridicat față de cel care vine de pe stradă și ia să văd și eu cum e doctor, cum o fi doctorul ăsta. Vă preocupă acest aspect, să cultivați încrederea pacienților dumneavoastră? Absolut. Este trăsătura esențială a relației dintre medic și pacient. Și cum reușiți totuși să puneți niște limite? Relația între medic și pacient e un dans, e un tango argentinian. Tango argentinian este o improvizație de la un capăt la altul, bazat pe niște mișcări de dans, clar știute de cei doi dansatori. Dar în final e o improvizație. Sunteți mulțumită de condiția dumneavoastră de medic de familie în România lui 2016? Așa, în mod general, nu. E clar că fac ce-mi place. Asta nu înseamnă că sunt mulțumită de ce se întâmplă în jurul meu și ce se întâmplă cu noi medici. Tu îmi spui că a crescut încrederea pacientului în medicul de familie. Eu îți spun că respectul față de medicul de familie și față de medic în general este la genunchiul broaștei în continuare. Și aici vorbiți despre pacienți, vorbiți despre cei care trebuie să vă asigure. Nu, este vorba cadrul. Despre societate, dar pacienții, ei fac parte din societatea în care trăim. Îmi spuneți că regulamentul practic vă permite o medie de 20 de consultații pe zi și durata unei consultații în medie să fie de 15 minute și mie inițial mi s-a părut că este foarte puțin. Sunt țări în Europa de vest în care consultația durează 7 minute, iar media este de 40 pe zi. Ce ar putea să facă un medic în 7 minute pentru este mine? Ceva ce în România încă nu există, deși pacienții au început să se învețe. Acolo există de mult împământenit conceptul one visit, one problem. O vizită, o problemă. Azi te doare degetul, dacă te doare și genunchiul, programează-te și mâine. Dacă te mai doare și burta, înseamnă că chiar ești bolnav și trebuie să vii la mine mai des. Da? Dar o vizită înseamnă un diagnostic. Nu șapte, cum facem noi. Hai să facem și aia, hai să facem și aia, hai să le rezolvăm. Și pe aia, și pe aia altă, și pe aia altă, tot într-o singură vizită. Tentația este asta, dacă tot mă duc la medic, pe hai să-i spun toate problemele și cu ficatul și cu rinichii și cu toate. E mai ușor să urmăresc un pacient care mă vizitează des decât unul care mă vizitează o dată la 2 ani. Mi-asum rolul pe care mi-l oferă pacientul când intră pe ușă. Pacienții care într-adevăr vin și mai sunt, care vin și pentru că au nevoie de suport moral. Într-o afecțiune fizică, psihică, pacientul are nevoie de la medicul lui de mai multe, nu doar de tratament. Da, uitați aici rețeta, la revedere, nu ne mai vedem. Empiric, așa, ajutați-mă să înțeleg dacă suntem mai degrabă ipohondrii, noi românii, sau neglijenți. Știi că ipohondria are două aspecte. Există pacienții ipohondrii care, de teama de a avea o boală sau din convingerea că au o boală gravă pe care nu o descoperă nimeni, se duc și se caută în 7 milioane de doctori, da? Și se caută și își fac analize și cheltuie bani și așa. Și există pacienți ipohondrii care, de teama de a nu li se descoperi ceva grav, nu se duc never ever. Deci e tot ipohondrie. Tot ipohondrie este. Neglijența. Există și pacienți neglijenți. Neglijența nu are teamă de medic sau de diagnostic. Neglijența are indiferență față de medic. Ok, am tensiune 20. Ce dacă? O am așa de la 20 de ani. Nicio supărare. Se întoarce și iese pe ușă. Când 6 români din 10 nu au încredere în absolut nimeni în afara familiei lor, e cu atât mai notabilă performanța medicilor de familie de a-și apropia pacienții într-o proporție din ce în ce mai mare. Studiul IRES a măsurat și încrederea pe care o acordăm diferitelor categorii profesionale și veți vedea că românii își pun nădejdea în acei profesioniști care tac și fac. Clasamentul îl aflați după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi, Digi24 Special continuă. Am revenit la Digi24 Special și vorbim astăzi pe larg despre studiul sociologilor de la IRES intitulat România, societate cu încredere limitată, din care am aflat că noi românii suntem dispuși în prea mică măsură să acordăm încredere persoanelor din afara familiei noastre.
75% dintre noi nu au încredere în șefii lor. 79% consideră că trebuie să se ferească de colegii de serviciu, iar de la politicieni chiar că nu mai așteptăm nimic bun. Vestea bună este că punem preț pe cei cu adevărat curajoși, pe cei care își fac bine meseria și îndrăgim pe cei care au capacitatea să ne inspire. Pompierii sunt breasla cea mai apreciată în România. 90% dintre participanții la studiul IRES declară că au încredere deplină în profesionalismul lor. Sunt locotenent Mihai Bulacu și vă mulțumesc pentru încredere. Pe locul al doilea sunt învățătorii, urmați de muncitori, medici chirurgi și sportivi. Sunt Ionel Dănciulescu, vă mulțumesc pentru încredere. Încrederea în performerii din sport e justificată doar în parte de meritele lor. Într-o proporție covârșitoare este vorba despre impactul evoluției lor asupra moralului nostru. Când ei câștigă, proiectăm victoria lor și asupra aspirațiilor noastre. E, dacă ei au putut, o să pot și eu pe felia mea, în munca mea. Când ratează, ne întristăm odată cu ei. Iar când suntem părtași la tragedie... Ekeng a căzut pe gazon... Solidaritatea transcende și concurența și performanța. În același studiu care măsoară încrederea populației în categorii profesionale, undeva pe la mijloc se situează preoții și jurnaliștii. În percepția publică, jurnaliștii par să fie un pic de tot mai breji. 54% încredere pentru tagma mea, 51% în dreptul părintelui Visarion Alexa. Bine ați venit! Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Știți că într-un studiu recent, care ia în calcul încrederea românilor în diverse bresle, diverse profesii, jurnaliștii și preoții sunt undeva tandea pe mandea. Ce e de reținut este că suntem cumva pe derdeluș și unii și alții. Aveți idee de ce? Păi cred că ne ajutăm reciproc. Și preoții și jurnaliștii se ajută reciproc. Uneori noi vă furnizăm materialul pentru, aș spune negativ, pentru munca pe care o faceți și alteori poate dumneavoastră exagerați cu munca pe care o faceți, axându-vă doar pe negativ. Și preoții și jurnaliștii se ocupă de sănătatea morală, să spun, a unei comunități. Și cam dai tonul și ca preot și ca jurnalist. Și dacă tonul nu e potrivit sau nu e cu accente pozitive, atunci cred că suntem împreună pătimitori în topoganul acesta. La ce vă gândiți când auziți sloganul "Vrem spitale, nu vrem catedrale"? M-am gândit de când l-am auzit, m-am tot gândit să văd cine ce spune în acest slogan. S-a spus că l-a compus Strada sau că l-a inventat Strada sau că l-au inventat tinerii care vor o altă țară. Noi nu avem spitale competente, nu din cauza faptului că avem biserici. Eu cred că tinerii ar trebui să înțeleagă că acolo este un prost management al sistemului medical care face ca banii să nu fie puși în valoare cum trebuie. Așa că eu aș ieși, de exemplu, în stradă, aș vrea să spun că vreau spitale competente. Aș vrea să nu-mi fie teamă să intru într-un spital. Simțiți în momentul în care mergeți pe stradă, trăiți în București, simțiți că mergeți în Piața Romană, foarte multe studențime, foarte mulți tineri, simțiți că lumea nu vă place? Mi s-a întâmplat doar o singură dată. În momentul colectiv, împreună cu tinerii de la mine, de la biserică, noi avem o comunitate de tineri acolo la biserică, am mers și am așezat crucea de lemn, pe care, nu știu dacă vă mai amintiți imaginile din fața colectivului, sumbre, dar acolo era acea cruce de lemn în jurul căreia s-au aprins lumânările. Și acea cruce de lemn a fost pusă de mine și de tinerii de la biserică. Este crucea noastră de altar, care a stat în altarul nostru și apoi a mutat-o la colectiv. Ei, după ce s-a întâmplat momentul colectiv, am simțit toată ura aceea, toată forța aceea care a venit ca un berbece și a lovit în biserică. Eu am fost între oameni,
Am fost atunci în stradă, am fost atunci la televiziuni cu diferiți oameni care au scăpat de la colectiv și câțiva s-au pornit cu furie asupra mea. N-ați simțit că trebuie să reacționați? Nu. N-ați simțit nicio clipă că poate și ei au partea lor de dreptate? Au partea lor de dreptate. Dar n-am simțit nevoia să reacționez în modul acesta dur, să sancționez Până ceva. Unde sunteți dispus, părinte, să le dați dreptate celor care sunt profund nemulțumiți de preoții ortodoxi români? La maximum. Întru totul. Noi toți, preoții, mergem și ne spovedim. Semn că nu suntem perfecți. Și sunteți conștient de asta? Absolut. Absolut. Sunteți un tip bogat? Din ce punct de vedere? Financiar, material. Financiar. Am o casă și o mașină mare. Din 2008. Am o casă. Nu știu dacă ajung eu mare. Ce înseamnă? În hectare, să măsurăm, în metri pătrați? Are 100 de metri pătrați. Mașina, limuzină? Nu. Mașina, pot să spun marca? Nu. Nu cred că pot să spun marca. Vă spun, e din 2008. Și o mai țin puțin, că sper să nu se rupă portiera, să cad din ea. Dar e ok, mă descurc. Adică e un lucru decent. Dar vă mai spun și un alt aspect. Mi-am dorit să am o decență pentru familia mea. Și până să devin preot și să am salariul de preot, venitul de preot, să știți că veniturile mele, dorind lucrul acesta, au fost completate din munci adiacente, a spune. Am avut la un moment dat, să spun, 4-5 atribuțiuni din care primeam venituri financiare, multe dintre ele pe drepturi de autor. Am lucrat în presă, am scris, am călătorit și am făcut reportaje de teren. Mi-a plăcut lucrul acesta în mediul bisericesc și toate lucrurile acestea mi-au adus și bani. Nu sunteți dintr-o familie de preoți? Nu. Mama învățătoare, iar tatăl este oenolog. A încheiat meseria. Și atunci ce v-a venit? De ce ați îmbrățișat profesia asta? Pentru că am întâlnit un om minunat. Un om extraordinar. Să știți că înainte de a cunoaște ortodoxia cu adevărat, să știți că suferam și eu de aceeași dezinformare de care suferă tânărul de astăzi. Mi se părea prea puțin să fie o cale spirituală preotul care îmi dădea uneori impresia că este puțin pregătit și partidul băbuțelor care era omniprezent în orice biserică și care practic era o interfață cu orice vizitator al bisericii. Dacă acest partid al băbuțelor ar lipsi din biserică, ce ar mai rămâne? Păi, nu cred că ar trebui să lipsească, dar cred că ar trebui puțin educat. Știți? Că dacă... Într-o zi vor lipsi. Vor veni alte băbuțe, poate mai educate. Sunteți optimist? Educate din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că, să știți că am auzit de multe ori și mie mi s-a întâmplat când eram om tânăr, foarte tânăr, acum am 40 de ani, dar când aveam 20 și ceva de ani, vroiam să intru în biserică și de multe ori cineva dintr-o biserică mi-a trage atenția. Nu călca pe acolo, nu faia. Și atunci mă simțeam un pic puțin agasat. Așa, adică bun, dacă intru aici e tot ca pe autostradă, adică tot plin de reguli de polițiști care îți spun ce și să nu faci și nu se poate altfel în spațiul acesta bisericesc. Și cred că, uitați, la noi la biserică am încercat să fie altfel. Am rugat pe toată lumea. Și de-ar fi să vedeți un om dezbrăcat că intră în biserică, vă rog, nu-i spuneți nimic. Poate Dumnezeu l-a adus aici și vă vedea un lucru. Dacă nu-l fulgeră ceva din turla bisericii și să-l transforme într-o grămăjoare de cenușă, înseamnă că Dumnezeu l-a adus aici și tot el îl poartă și în biserică. Practicăm ortodoxia într-o manieră greșită, cei mai mulți dintre noi? Incompletă, nu greșită. Incompletă. Așa cum și eu am practicat-o. Cred că este incompletă. Și noi preoții facem un lucru... Nu mai stăm bine la capitolul școală, știți? Stăm pe o bogăție de elemente, de cunoaștere ortodoxă și nici noi nu ne mai hrănim din ea, dar nici pe alții nu mai lăsăm să se hrănească. De ce? Ceva vreme în urmă existau foarte mulți intelectuali în biserică și ei făceau în perioada interbelică, spre exemplu,
toți au trecut prin biserică. De la Mircea Eliade, Cioran, toți. Cioran a mâncat prescură și a băut aghiazmă în biserică. Brâncuș a cântat în biserică. Maestra lui nu este o pasăre oarecare, ci este Duhul Sfânt. Adică el a fost cântăresc de biserică. A stat în biserică, s-a hrănit cu prescură și a mirosit tămâie. A inspirat tămâie. Adică ei, acești oameni, au crescut în biserică și fac cinste țării noastre acum. Din păcate, noi preoții am cam închis ușile bisericii acum. Știți? Adică cu intelectualii ne cam speriem de ei. Nu prea mai avem dialogul ei așa. De ce? I-am izolat. Poate și ei au devenit un pic mofturoși și consideră creștinismul o subcultură. Sunt în continuare mulți dintre intelectualii noștri care vor să fie aproape de biserică. Da, dar în anumite condiții. De ce? Consideră creștinismul, biserica, o subcultură. M-am uitat la lucrul acesta și de multe ori un om credincios este considerat un om retrograd. Nu e așa. Creștinismul, biserica, nu este o subcultură. Biserica poate fi pusă în orice moment lângă marile culturi ale umanității. Fără nicio problemă. Adică face față. Din toate punctele de vedere. Numai că, vedeți, noi preoții cred că greșim aici. Nu mai avem școli. În ce sens școli? Școala din tinda bisericii a fost multă vreme o realitate a poporului român. Astăzi ea lipsește. Deși Patriarhia încearcă să reinițieze niște școli, poate și în unele locuri a prins lucrul acesta, dar puțin preoți se mai ocupă cu ceea ce numim noi în limba bisericească cateheză, știți? Adică, haideți, stăm pe mormanul acesta de ortodoxie, dar hai să-l împărtășim oamenilor. Ortodoxia nu înseamnă numai colivă și colaci. Cum aveți de gând să faceți asta? Păi facem. Cum? De exemplu, la noi la biserică, nu știu, putem să excludem puțin tenta asta lăudăroasă, așa, nu știu, mă gândesc că nu face bine, dar trebuie să vă spun. Dumneavoastră știți cum trebuie să vă calibrați optim din punctul atunci ăsta de vedere, Dumnezeu, să nu cădeți în păcatul mândriei, Părinte. Al laudei. Rog pe bunul Dumnezeu să înțeleagă situația de față și să ne dea prilejul acesta să vorbim despre astfel de lucruri. În biserică, la noi, în parohie, m-am gândit așa, zic, Doamne, dar oare e suficient numai să facem colivă și colaci și să tămâiem sau se poate mai mult? Și atunci am spus așa, am descoperit că tinerii sunt foarte triști. Foarte triști. M-ați făcut foarte curioasă. Da, sunt foarte triști. Tinerii noștri sunt foarte triști. Decompensați sufletește. Au nevoie de tot felul de surogate ca să-și dinamizeze puțin sufletul. Și folosesc droguri, alcool, sexualitate. Dar toate nu fac decât să le puizeze. Le aduc în acea zonă de tristețe. Și atunci am observat un lucru. Foarte mulți tineri ajung la psihiatru. Foarte mulți tineri ajung dependenți de medicamente, de psihiatrie, anxiolitice, în prim plan. Apoi antidepresive. Și atunci am zis așa, trebuie să facem ceva pentru lucrul acesta. Nu se poate. Iisus spune niște lucruri minunate. Și nu le zice ca poezie, ci le zice ca un adevăr. Zice, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață în el. Și iată, noi spunem deseori, uite, omul ăsta e plin de viață. Adică e bucuros. Și atunci Iisus spune că dacă mănânci trupul lui și bei sângele lui cu credință, bucuria asta vine în tine, viața revine în tine. Și atunci am plecat de la principiul acesta și am început să chemăm tinerii spre biserică. Și au venit? Au venit. Și știți de ce? Cu ce i-ați convins? Nu-i judec. Eu nu sunt principiul moralizator. Eu nu sunt administratorul moralei. Nu judec pe nimeni. Întotdeauna am spus așa, iată, biserica noastră trebuie să fie ca un spital. Dacă bolnavii vin la spital, nu vin pentru că trebuie să fie judecați sau cineva să-i certe acolo sau nu, se duc pentru că îi doare ceva. Iar preotul este un medic. Nu le ia la palme pe cel care a venit că a greșit, ci îi spune, te doare? Păi hai să tratăm, să vedem cum. Și dacă boala nu este tratabilă și este incurabilă sau este cronică, doar nu o să alungem omul de la spital, nu? Ok, avem multe variante pentru bolnav cronic. Avem variante pentru bolnav incurabil. Eu nu sunt judecătorul bisericii, că dacă am fi judecători, asta e o mare problemă a noastră, preoților. Ne transformăm în judecători. Foarte ușor ne transformăm în judecători. Deși nu suntem în măsura să judecăm, pentru că și noi le avem pe ale noastre. Văd în continuare foarte multe puncte comune
între ceea ce faceți dumneavoastră, între ceea ce facem noi. Există o mare diferență. Da. Ceea ce dumneavoastră aflați de la un om, aveți obligația morală, profesională să păstrați secret? Da, absolut. Ceea ce aflu eu de la un om, am obligația morală, profesională față de telespectatorii mei să spun tot ce știu. Da. Aici ne despărțim. Nu ne despărțim aici. Pentru că dacă dumneavoastră veți prezenta defectele morale ale unui om, de exemplu, credeți că e un subiect de presă că unul dintre politicieni sau unele dintre persoanele publice suferă moral, adică în sensul nu prejudicează statul, asta e o problemă ilegală, da? Financiar. Dar, de exemplu, fumează sau bea, e alcoolic, da? Sau are amantă sau nu are amantă. Credeți că astea sunt subiecte de presă? Credeți că sunt informații de interes public? Nu caracterul cred. Celui care cere votul nu cred meu? Asta. Nu cred asta. E suficient să fie profesionist? Bun, este foarte important. Un bun manager? Este e foarte important să fie profesionist. Vedeți, televiziunea s-a axat în primul rând tocmai pe treaba asta. Cu ce se îmbracă omul? Cum îi arată șosetele? Poartă mai eu, nu poartă mai eu? Deci are amantă, n-are amantă, fumează, nu fumează. Da, dumneavoastră bea... știți foarte bine că este motoul jurnalismului, cu atât mai mult de știri. Bad news is good news. Yes. Good news, este no news. Este o obligație și o datorie să căutăm ceea ce nu merge bine. Păi și atunci să de ce... urmărim defectul dintr-un om. Și atunci de ce ne mirăm că oamenii își pierd încrederea în noi? Pentru că oamenii, majoritatea cu care eu vorbesc, și credeți-mă, noi preoții stăm cel mai mult între oameni. Cel mai mult. Nu cred că există politician, nu cred că există jurnalist, nu cred că există medic care să-și petreacă mai mult timpul cu oamenii de rând cum face un preot lucrul acesta. Toți sunt supra încărcați de ceea ce prezintă televiziunea. Mai ales televiziunea. Sunt supraobosiți de ceea ce prezintă televiziunea. De ce nu închid televizorul? Ați știți fenomenul... De ce nu ies în fața blocului sau în fața casei să stea de taină la taifas cu vecinii? De ce abia 31% dintre români sunt de părere că vecinilor sunt demni de toată încrederea? 39% dintre români, doar 39% dintre români, cred că prietenilor sunt de încredere. Vă răspund așa printr-o analogie. Există un desen animat foarte interesant, Cartea Junglei. Știți? Și acolo Mowgli e prins de șarpele ca și toată lumea îi spune lui Mowgli, fii atent că nu te uita în ochii lui, că e periculos. Și șarpele totuși, Mowgli încearcă, se urcă, uită în ochii lui ca și ca și începe dansul. Mowgli nu mai poate să se trezească și e prins într-un miraj teribil. Trust in me, exact. Trust in me. Exact, exact. Și atunci cam asta se întâmplă și cu televizorul, știți? E un miraj teribil. Începi să te uiți acolo și începi să te atragă. Asta e, domnule. Mai eu și chiloții unuia sunt mai atractivi decât ceea ce face concret pentru o comunitate. Ceea ce e urât. E foarte urât. Și cred că aici ar trebui dumneavoastră jurnaliștii să înțelegeți lucrul acesta. E nevoie de un ecojurnalism. Pe bune e nevoie. Adică emisiuni de alea destrăbălate. Domnule, nu se poate să facă cap de audiență. Nu se poate. Dar iată că se întâmplă. Se întâmplă, dar... Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă realizați cam cât de complicat este să te bați cu aceste producții. Să încerci să faci producții de calitate la concurență cu aceste producții. Ca să înțelegeți până da. La urmă perspectiva mea. Da, știu asta. Și la noi în preoții se întâmplă lucrul acesta. Avem preoți, confrați de-ai noștri, care deschid cartea dansului ca, adică vino aici că ești legat, ești plin de vrăji, vino la mine și te descânt eu și gata, ai scăpat. E coada acolo. Dumneavoastră realizați în acest moment că dacă emisiunea noastră, dacă această discuție, dacă acest minut nu face rating, această emisiune nu o să mai fie în grilă? Cred, dar mai cred și un alt lucru. Binele învinge. Întotdeauna, în toate cărțile bune și în toate filmele, binele învinge. Chiar dacă se află într-un declin al încrederii publice, Biserica Ortodoxă Română rezistă pe primul loc între instituțiile în care românii au cea mai mare încredere. La polul opus, în coada clasamentului, sunt guvernul, parlamentul și partidele politice. Cât de proastă e părerea românilor despre cei care îi conduc, aflați după pauză,
Când stăm de vorbă cu politologul Ioan Stanomir și cu sociologul Ires Dan Jurcan. Rămâneți cu noi! E un pas bun. Potrivit studiului România, societate cu încredere limitată, realizat de sociologii de la IRES, parlamentarii beneficiază de cea mai scăzută cotă de încredere. Dintre ocupațiile dobândite prin vot direct, primarii s-ar bucura de un respect ceva mai ridicat, însă nu vă gândiți că scorul este unul strălucit. Doar 25% dintre români declară că au încredere în primarul lor, în țara în care 64% dintre locuitori sunt profund nemulțumiți de calitatea vieții. Mai sunt câteva săptămâni până la alegerile locale și câteva luni până la cele legislative, iar studiile cercetătorilor de la Institutul Român pentru Evaluare și Strategie ne arată că 73% dintre români au o părere foarte proastă despre partide. 92% dintre participanții la studiu spun chiar că nu mai au încredere absolut deloc în partidele politice, iar pentru cei mai mulți, a fi politician a devenit sinonim cu a fi hoț sau corupt. Ne-a mai rămas totuși o brumă de încredere, că NATO ne păzește de pericolele din afară. Profesorul de științe politice Ioan Stanomir de la Universitatea București evidențiază contrastul dintre politica externă și cea internă a țării noastre. 64% dintre români nu sunt deloc mulțumiți de viața pe care o duc acum. Dar sunt mulțumiți să acorde încredere acelorași oameni care i-au împins în fundatura în care se află. Dacă ești nemulțumit și această nemulțumire te face să rămâi fidel unor obiceiuri și unor năravuri care s-au dovedit a fi păguboase, înseamnă că posibilitatea ta de a-ți analiza opțiunile este foarte limitată. Există întotdeauna un tip de inerție în orice societate și foarte multe dintre comunitățile noastre locale sunt dependente de potentați care le controlează în totalitate. România vine la capătul unei experiențe comuniste care a fost teribilă, teribilă atât prin represiune cât și prin complicitățile care au apărut în epoca Ceaușescu. Vine apoi dintr-o tranziție extrem de tulbure și e aici un paradox. România beneficiază din punct de vedere al standardului de plasare în lumea de astăzi de cea mai bună situație geostrategică pe care a avut-o vreodată. România este membru a Uniunii Europene, unul dintre cei mai săraci membri, dar este membru al acestei comunități de națiuni, ci este membru NATO. Granițele noastre sunt apărate. Ceea ce se pare că suntem incapabili să generăm este propria noastră guvernare de calitate. De ce? Sunt foarte multe cauze, nu mă număr printre principală. Cei... Nu m-aș hazarda să spun. E vorba de o cultură politică, e vorba de anumite metehnici, de anumite tare care vin și însoțesc această formulă de așezare politică de la noi. Poate că telespectatorii rămân surprinși de ce unii dintre noi ne încăpățânăm să revenim la acest punct al luptei împotriva corupției. Corupția ucide odată, s-a văzut la colectiv și se vede acum în scandalul dezinfectanților diluați. Corupția ține o societate în urmă. Corupția consolidează un mod toxic de comportament public. Și corupția este un lest care ne ține pe noi în această stare de subdezvoltare. Cred că sunt suficiente argumente ca oamenii să înțeleagă că aceia care nu le vorbesc de corupție sunt cei care profită cel mai mult de pe urma acestei situații. 9 români din 10 sunt de acord astăzi cu afirmația: în România corupția a devenit insuportabilă. Iar 76% dintre cei intervievați de IRES sunt convinși că bogații României n-au făcut avere din muncă cinstită, ci prin acces necuvenit la bani publici, mijlocit de politicieni. Nu e de mirare așadar că în clasamentul încrederii în categorii profesionale, cei care dețin funcții dobândite prin votul cetățenilor stau unul lângă altul pe ultimele locuri. Iar sociologul Dan Jurcan de la IRES le dă puține șanse politicienilor noștri să recupereze încrederea pierdută. Cum am defini încrederea? Încrederea este baza socialității, adică în absența încrederii nu poate exista o relație între doi oameni. Dacă noi suntem două persoane, putem spune că avem încredere unul într-altul în baza ceea ce
ne așteptăm ca celălalt să facă. Adică, dacă vreți, este vorba mai degrabă de un soi de așteptare de rol. Încrederea ține de predictibilitate și ține de gestionarea incertitudinii. Dacă am încredere în tine, știu în principiu că mă aștept la un anumit tip de comportament din partea ta. În momentul în care întrădezi sau în momentul în care acest comportament se confirmă, automat ai trădat încrederea. De fapt, ce așteaptă oamenii de la un politician? Dacă e primar, se așteaptă ca el să fie gospodar. Se așteaptă ca promisiune să fie onorate, adică mai puțină minciună, mai puțină demagogie. Se întâmplă asta? Nu, asta nu spun sondaje. Ce mai așteaptă oamenii? Așteaptă sinceritate, onestitate, integritate. Se așteaptă ca atunci când ești pus, da, într-o poziție publică să gestionezi banii publici cu onestitate și să nu-ți umpli buzunarele personale doar pentru că ai avut șansa să fii acolo. Se întâmplă acest lucru? Sondajele și percepția ne arată că, de fapt, lucrurile stau altfel. Ce mai așteaptă oamenii de la politicieni, dacă e să ne uităm? Un tratament echitabil. Să fim egal cu toți în fața legii. Se întâmplă lucrul ăsta. Uitați-vă ce se întâmplă în Parlament. Parlamentul este folosit ca o pavăză pentru a fi protejat, da, de DNA. Uitați-vă ce se întâmplă în Parlament când discutăm de pensii speciale pentru diverse categorii socioprofesionale. Suntem egali în fața legii. Nu stăm. Ori vedeți, toate aceste elemente de percepție care sunt adunate duc în ultimă instanță la o stare generală de dezamăgire privind clasa politică. Ne uităm chiar și la guvernul tehnocrat, guvernul independent. După 6 luni de zile, deja, dacă vreți, bruma de credibilitate începe ușor-ușor să dispară, pentru că oamenii se așteaptă ca inclusiv acest guvern, care a venit după tragedia de la colectiv, să facă un alt fel de politică. Oamenii vor proiecte. Noi am văzut că, de fapt, atunci când discutăm despre încredere publică, pe aceste dimensiuni de care vă vorbeam, apare un fenomen foarte ciudat. Nu trebuie să plusesc pe toate dimensiunile încrederii publice. Am văzut, de exemplu, că sunt primari, și o să vedeți surprize, probabil, după data de 5 iunie, oameni care, deși au probleme cu legea, cu DNA-ul, sunt percepuți ca fiind foarte buni gospodari. Ori se pare că oamenilor de multe ori le pasă mai mult să aibă un primar gospodar care să le ofere străzi asfaltate, clădiri anvelopate și așa mai departe, și sunt mai puțin sensibili la temele de integritate, care, sigur, ele sunt foarte bine cotate, dacă vreți, în mass media, sau dacă vreți, pe o piață restrânsă a analiștilor politici, care consideră că integritatea este într-adevăr o temă fundamentală pentru sănătatea unei democrații. Și așa este. Dar percepția publică, vedeți că de multe ori este diferită. Și cred că o să avem câteva surprize în care vom avea primari care, deși au dosar la DNA, au candidat și vor câștiga cu brio aceste alegeri. Atunci când discutăm despre încredere publică, nu putem să o privim reducționist, unidimensional, pe ideea, ok, are probleme cu legea, nu trebuie să mai avem încredere în el. Oamenii de multe ori consideră altfel. O să vedem. În acest climat de nemulțumire generală și neîncredere în politicieni, doar 4 români din 10 s-au gândit vreodată să ia atitudine în fața statului și să protesteze. Iar dintre aceștia, numai o treime au și acționat în vreun fel. Aceștia sunt preponderent bărbați, au până în 50 de ani, studii superioare și locuiesc în marile orașe. Dintre românii care consideră anul acesta că o duc rău, 36% se tem că anul viitor o să le meargă și mai prost, 27% cred că le va fi la fel de rău și numai 29% îndrăznesc să spere că le poate fi mai bine. Însă partea cea mai periculoasă, știți care e? Decepția generală față de actuala clasă politică alimentează nostalgia după trecutul comunist și pune sub semnul întrebării ideea de pluripartidism. 52% dintre români consideră că Partidul Comunist Român era mult mai bun decât oricare dintre partidele actuale. Iar unul din 3 români se gândește că ar fi mult mai bine cu partid unic. Eu sunt Sanda Nicola și mă găsiți pe Facebook și pe Twitter. Reflectăm împreună? O seară frumoasă să aveți!